Bătăliile pentru funcțiile cele mai înalte în cadrul Asociației Județene de Fotbal Timiș au luat sfârșit sâmbătă, când adunarea generală ordinară a asociației a desemnat noua conducere a fotbalului județean pentru următorii 4 ani. Funcția de președinte a fost ocupată de Romeo Malac. În echipa acestuia se află și lugojeanul Raul Ghiciulescu, care a fost ales vicepreședinte cu 66 de voturi. Ghiciulescu a fost votat ca al doilea om din cadrul Asociației Județene de Fotbal, după ce a fost validat alături de alți 7 candidați pentru a concura pentru această poziție. Pe același loc, în organizația au mai fost numiți Ionel Poclit și Ciprian Trancă. Raul Ghiciulescu are 32 de ani și activează în fotbalul timișan de 17 ani, fiind cunoscut îndeoseb pentru calitatea de arbitru. Arbitrează la cel mai înalt nivel în țară și face parte din 2011 din lotul Ligii a doua. A fost delegat și în prima ligă de 2 ori, fiind inclus în lotul arbitrilor de perspectivă.